studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsa să treacă zile să nu citești Biblia. Citește. Ia cărțile de înțelepciune, ia cartea Proverbelor, are 31 de capitole. O să-ți prindă bine în fiecare zi din lună, să aibă 31 de zile, o lună, și o să poți să citești un capitol. Și o să găsești multă înțelepciune acolo și sfat pentru deciziile pe care trebuie să le iei. Ai nevoie de direcție? Acolo e o linuță și te întreabă Dumnezeu. Dumnezeu te întreabă. Pentru că e preocupat de tine. E preocupat să nu te rătăcești în lumea aceasta mizerabilă. E preocupat. De aceea a trimis pe unul singur, pe Iisus Hristos, care a zis, eu sunt calea, mergeți pe mine. Nu veți greși destinația. O să ajungeți la țintă dacă mergeți pe calea aceasta. Dar mai este un lucru. Timpul. Lupta cu timpul. Timpul este limitat. Nu avem tot timpul din lume. Ai impresia că ești tânăr și că mai e mult? Nimeni nu poate să-ți garanteze asta. Eu nu pot să garantez nici pentru mine, dar nici pentru asta. Obișnuiesc la fiecare sfârșit de slujbă, fiecare duminică seara să zic, să ne încredințăm pe brațul Domnului, noi și familiile noastre, să cerem protecția Lui, să nu plecăm din casa lui Dumnezeu. Și cred că și de acasă, de la casele noastre, când plecăm, ne încredințăm pe brațul Domnului. Dumnezeu este Cel care ne ocrotește, ne sprijinește, ne arată har, milă, iar când se întâmplă ceva, să nu credeți că a ieșit darul de sub protecția lui Dumnezeu. S-a întâmplat un scop. Și scopul ăsta s-ar putea să fie dur. Scopul ăsta s-ar putea să fie dur. Dumnezeu a luat pe cineva drag ca să-ți vorbească ție. Să te aducă într-o seară ca aceasta, aici, ca să auzi ceva. Să auzi de dragostea lui Dumnezeu. Să auzi de alegerile pe care le faci. Și să auzi că ceasul face tic-tac. Dar mi se plică. Nu știm când îl vom întâlni pe Dumnezeu, de aceea pregătește să întâlnești pe Dumnezeu, având grijă la fiecare alegere pe care o faci în viață. La fiecare zi, când te trezești dimineața, spune, Doamne, ajută-mă să fac decizii. Să urmă cu tine. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și la un moment dat Dumnezeu s-a îndrăgostit așa tare de el, că l-a luat. L-a luat Dumnezeu la el. Și nu s-a mai văzut, spune Scriptura. Într-o zi Dumnezeu ne va lua la el. Se va cheia alergarea pe pământ, se va trage linia și atunci va conta dacă